Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi am spus că o să vorbim un picuț despre iPhone-ul 4S, care acum 9 ani era cel mai bun telefon de pe piață la acea vreme. După cum vedeți, i-am pus și carcasă ca să nu se zgârie spatele, pentru că spatele e foarte fin și poate să fac să prindă orice urmă și zgârietură fină. Încă suntem în anul 2020. Și încă telefonul ăsta rezistă. Ultima versiune mi se pare că era de 9.3 la iOS. Și eu sunt foarte mulțumit încă e telefonul ăsta. Deci își face treaba, ok, nu foarte bine, dar cel puțin să ține tare. În anul 2020 să ține încă tare pe piață și, din cum vedeți, arată foarte bine. Ecranul nu e mare, ecranul e 3.55 și vreau să vă spun că calitatea telefonului e una foarte bună. Deci ca și calitate și ca și design pot să vă spun că bate multe telefoane în ziua de astăzi. Și mă refer ca și calitatea telefonului, din ce e făcut telefonul și cum arată ca design. Într-adevăr e pătrățos, marginile după cum le știți sunt din metal. Vedeți? Și deja designul e unul foarte plăcut. Eu încă îl iubesc telefonul ăsta după 11 ani. Am avut și iPhone-ul 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S. Și foarte greu a fost ca să fac rost de el, dar într-un final am reușit ca să fac rost de telefonul ăsta. Într-adevăr, camerele nu-s mai cele mai bune camere, dar cel puțin camera din spate e 8 megapixel și cea din față mi se pare că e un VGA de nici nu știu de cât e, sincer să fiu cu voi. După cum vedeți, să-mi pun pe așa, să pun ce să spun, el nu, vă dați seama că în 2020 telefonul ăsta 4S nu o să ruleze ca și telefonile astea, ca și 11 Pro iPhone și așa mai departe, dar totuși își face treaba. Cel puțin își face foarte bine treaba, încă după 11 ani de zile. Așa, deschidem, să vedem browserul cum merge. Nu merge, nu știu cât e repede, dar uite aici. Vedeți? Sunt conectat la Wi-Fi-ul meu din casă, dar oricum, după cum vedeți, cam rulează, încet rulează. Ia să vedem cât de repede încarcă. Da. Aștepți un picuț, câteva secunde bune, trebuie să le aștepți ca să se încarce pagina dorită pe care o vrei să o accesezi. Oricum v-am spus, în 2020 încă se ține foarte bine. Ia să vedem și camerele cum se vede. Ia să dăm pe cameră. Ce să pun aici? Ia să pun chestia asta așa. Așa, să facem poze, să vedeți cum se vede, să aducem un picuț imaginea mai aproape, să vede un pic pixelat dacă ești în fața lui. Eu spun că oricum își face treaba, binișorul își face treaba, acum nu o să aveți, vedeți? Deci treaba și-o face cât de cât binișor, dar acum nu vă aștepta să vă facă nu știu ce poze wow, pentru că e un iPhone 4S care are deja 11 ani vechime. Soft, după cum am spus eu, e ultimul și cred că o să fie ultima versiune, asta dacă nu, cei de la Apple o să mai dea drumul la cel puțin o ultimă tură în care să-și facă un ultim update. Ori probabil că o să fie acest ultimul update. Aș caută update-ul. Cred că nu o să-și mai facă update. Deși am văzut anumite tutoriale că e posibil să-și facă ultimul update acum în 2020, care o să fie, am înțeles, că o să fie un iOS 10 o să fie, da. Din păcate trebuie să așteptăm cam mult și nu așteptăm.
Așa. Ia să vedem noi ce mai avem aici. General, about, să vedem așa. Robert iPhone. Firmware, așa. Are și Siri, după cum vedeți. Cam multe n-am ce să vă arăt așa, nu știu cât, pentru că deja el e foarte vechi telefonul. Oricum, eu încă țin foarte mult la telefonul ăsta, deci foarte, foarte mult la telefonul ăsta și nu o să renunț, chiar dacă se va strica, o să-l țin. Cam mari schimbări de la ultimul update, să știți că nu sunt mari schimbări. Nu o să vezi mari schimbări, îmbunătățiri nici de cum, dar ultima versiune mi se pare că era 9.3 punct ceva de genul ăsta. Cam asta e ce aș putea să vă mai arăt. Muzica v-am deschis, ați văzut. Haideți să dau un pic cu să vedeți cum se aude muzica. Să dăm drumul la o piesă. Nu lăsăm mult pentru că... Ați văzut, are sunet bun. Și cam ăsta e iPhone-ul 4S din 2011. 9 ani au trecut și încă se ține bine ca și design. Și pot să vă spun că probabil o să fie unul dintre cele mai reușite telefoane iPhone. Cred că asta a fost ultima creație a lui Steve Jobs, iPhone 4S, dacă nu mă înșel. Vedeți? Arată foarte bine. Și eu încă îl folosesc cu mare drag. Deci chiar îmi place foarte mult telefonul ăsta. E un picuț greu pentru că vă dați seama că e metalică rama. După cum vedeți are un jack de 3.5, microfonul, butonul de on-off. Aici are volum up, volum down. Aici să-l pui pe mute. Aici îi încărcătorul modelul ăla vechi, cele două difuzoare. Bine. Și cam ăsta e iPhone-ul 4S. Dacă v-a plăcut clipul, vă rog să dați share. Vă mulțumesc. Bye!